Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou draft. E vremea pentru un nou draft și sper eu de data asta o echipă forță. N-am jucat încă nici cu Ronaldo, nici cu Mbappé. Aș vrea unul dintre cei doi neapărat în echipa de astăzi. Avem o formație 4-3-2-1 și un 4-2-2-2. Puțin riscant să aleg 4-2-2-2-ul. Șanse mai mari să fac o echipă bună în acest sistem, 4-3-2-1. Dar hai că n-am mai luat de mult 4-2-2-2. O joc puțin la risc de data aceasta. Și vine Phil Foden. Este un start foarte bun. Vine Foden, Team of the Year Mention, cu Catalyst pe el și au dat stats-uri foarte bune. Are și 4 cu 4 stele. High attacking work rate, e un jucător care o să rămână în echipă și va fi perfect acolo în bandă. Dat un mega jucător. Hai să vedem și pe cealaltă parte. Celălalt mijlocaș central ofensiv. Poate fi Abedi Pele. Nu-i rău deloc. Abedi cu engine. Are și el super tehnică, viteză și link-uri vers cu jucătorii care vin din Ligon. Hai că merge bine, nu-i rău. Acum, hai cu un atacant bombă, că se poate. Butragueño! Avem Icon! Oh, mamă! Era și Berieder, cu care aș fi fost foarte mulțumit pentru că are link-ul verde cu Abedi. Vine însă Butra de 90 cu Deda, este fenomen și nu prea mai vin Icon. E mare lucru că a venit acest Butragueño. Până acum, o echipă foarte interesantă. Și celălalt atacant... Haide, Benzema, nu, e un Team of the Year Mention Benzema. Mai este Harry Kane, Jamie Vardy, Suarez și Firmino, ar mai fi alte soluții. Acum, cu Benzema nu prea am ce să fac. N-are pace destul de mare, asta e o mare problemă la el. Dacă avea Hunter-ul, poate că găseam o variantă. Mai bine l-aș lua pe Kane cu link-ul verde la Foden, are și 90. Și poate îl scoatem de acolo totuși. Poate vine Cristiano. O să-l aștept în echipă. Aici este Pape, Gay, Rode. O să iau pe Pape. Link verde cu Abedi Pele. Celălalt mijlocaș defensiv. Daniel Pereira sau Alan. Și cred că mai degrabă l-aș lua pe Alan. Mai e Camara, care are perfect link cu Pape. Interesant, are și Hunter-ul. Hai să încercăm, perfect link-ul acolo. Rightback totuși a trebuit să fie un Walker sau un Cancelo. Și este Kyle Walker, mai este și Nelson Semedo. Acum o să merg pe Walker, care are perfect link-ul cu Foden. Poate Foden să rămână acolo orice ar fi. Walker are destulă viteză, astfel încât cu Sentinel o să fie foarte solid acolo. Și sunt cei doi mentions de la Manchester City. Poate cu Ruben Dias, Team of the Year acolo, că toți sunt băieții de la Man City. Niakate sau Marquinhos, iar Marchi are șanse mai mari să rămână. Este și Abedi în echipă, iar cu Catalyst este bombă, are mega defending. Ok, e o echipă destul de echilibrată până aici, un draft bun. Nu mă așteptam în 4-2-2 să iasă chiar atât de bine din prima. Aici o să fie puțin mai complicat, dar uite că l-aș putea lua pe croat. Link-ul verde cu Camara. Marchi probabil va sta în full dacă mai vin jucători de Ligon sau brazilieni. Joao Cancelo. Uite, cu Cancelo e o problemă. Nu prea am ce să aleg altceva. Mai este Schultz. Aș putea lua Cancelo sperând că poate apare Dias. Nu prea am vreo altă soluție. Are și Catalyst-ul, hai că-l iau. A venit și Walker și Cancelo. În poartă îl vom avea fie pe Ramsdale, fie pe Neto sau e Benitez. Aș putea merge cu Benitez. Are și Glove, hai să zicem. Mai luăm doi fundași ca să vedem cum stăm cu defensiva. Momentan nu e rău deloc, dar ar trebui fix Ruben Dias să vină ca să meargă cu Joao. Vine însă, este cu Backbone și varianta Signature Signings. Este aici însă Delen. Delen, care este un fundaș stânga foarte bun. Mai era și Christensen. O să merg cu varianta Delen dacă tot a mers spre Ligon. E un hibrid Ligon cu Premier League, cu Butra care ne ajută. Apărarea e destul de bună, n-ai ce să zici, chiar arată bine. Ne trebuie un alt CDM aici, încă un vârf, să-l poți scoate pe Kane de acolo. Și Mbappé ar intra foarte bine, ia uite cine vine, este N'Golo Kanté. Excelent acolo, N'Golo Kanté, intră perfect pe CDM. Kanté, Team of the Year, primul Team of the Year al acestei echipe. Un mega jucător și foarte scump acest Kanté, având și shooting, 99 stamina, defending perfect. Este un maestru al mijlocului și îl voi pune în echipă. Are 7 chem acolo, dar poate o putem regla cumva. E foarte tare N'Golo. N'Golo și în 7 o să rupă. Deja ce să-i mai faci, că îi dă niște passing în plus. Pe defending oricum e atât de bună că nu-i boostează absolut nimic.
E tare de tot. Avem Kanté, mai departe. Messi, wants to watch. Oh, nu știu dacă l-aș putea refuza pe acest Messi. Aș putea aștepta varianta Team of the Year, dar este puțin riscant în acest moment. Haide că o să-l iau. În acest moment e doar Kane acolo, n-avem altă variantă. Messi ar putea fi un jucător care să fie vârf lângă Butra, cu Foden și Abedi rămânând la susținere. Rodrigo și el în echipă, foarte rapid, stamina excelentă, dribbling foarte bun. E jucător bun de bandă, Rodrigo, și este și el un plus. Foarte tare echipa până acum. Reece James, De Bruyne în form, Adama, nou om al Barcelonei. Cred că Reece ar fi mai tare. Reece cu Shadow și poate joacă Walker pe CB. Da, cred că e mai bine așa. Și putea să-l iau pe Reece. L-avem și pe Cancelo. Însă n-am alt om de băgat. Chiar nu ne aștepta nimeni. Reece James. Cred că joacă Walker centru cu Marky și Reece James să fie fundaș dreapta. Ar putea intra și Messi dacă nu vine alt atacant central fenomenal. Reguilon, alt fundaș lateral de Premier League. Mai Gilbert, Bellerin, cam atât. Ok, hai cu Reguilon. Ne-am umplut de fundaș. Am putea alinia o echipă extrem de defensivă. Vinicius apare și el cu Dedai. 99 pace, clar cea mai bună variantă de aici. Vini, Rodrigo, Messi, super rezerve. Dacă ar fi și un vârf pe acolo, mamă, ce bine ar fi. Că asta ar lipsi, altfel... Aș vrea să păstrez o modificare, nu știu cum să facem exact. Hai să luăm portarul de rezervă, care aș vrea să fie de la PSG, doar că nu este. Da, nu ne așteptă niciun portar de aici, îl iau pe Leno. Leno care o să iasă de pe bancă de acolo. Încă 3 sloturi. Un CDM, un ST ar fi perfect. Să vedem dacă vine vreun jucător potrivit pe acele posturi. De aici Tolisso, care părăsește și el banca, trece Reece. Încă 2 jucători rămași. Echipa e destul de bună și așa. Arată super bine. João Moutinho și mai avem un jucător. Hai cu ceva bombă din ultimul player pick. E doar Ferran. Mai e și Adama. Atac cu Barsei direct. O să-l aleg de aici pe Adama că are pace-ul. Nu ne ajută deloc. Pentru că Messi nu are stamina, are 78. O să-l țin pentru finalul de meci. O să treacă Foden în vârf. Lângă Butra. Cu Abedi, care e jucător de picior stâng în dreapta. Și ori Rodrigo, ori Vini în bandă. Cu Reece James fundaș dreapta și Messi, arma secretă. Parcă ar fi mai bun Rodrigo când intră așa fără chem decât Vinicius. Chiar dacă Vini ar aduce cele 5 stele, dar e mai complet Rodrigo și n-are nevoie de boost atât de mult cât are Vini, care fără Deda e cam mort. Oricum, Messi sau Vini, unul dintre ei pot rămâne acolo de rezervă. Mergi, echipa e foarte bună. Luăm un antrenor, poate francez sau de Premier League. Este Nuno. Nuno îi dă plus 1 lui Kanté. Și un francez ar fi potrivit mai bine, dar n-a venit unul. În gol va avea 8 chem, ceea ce e suficient pentru Team of the Year. Avem și Iker. N-avem atacantul promis, dar va veni și acel draft. Am încredere, echipa asta e foarte bună. Am dat seama că l-aș schimba și pe Camara. Și ar fi mai bun, poate, João Cancelo la mijloc. O să treacă João Cancelo lângă Kanté. Intră și Rodrigo și rămâne Messi rezervă. Pierdem niște chem pe Marky și Benitez. Sper că nu va fi o problemă prea mare. Prima partidă. Mamă, Dinio, Mbappé, Zidane. E o echipă fabuloasă la ce drafturi sunt în acest moment. Cu Mbappé headliner acolo și Ronaldinho prime. O să fie greu de tot dacă știe să-i folosească. Oh, dar s-a dat la o parte aproape și Abedi scrie minutul 2. E clară situația. E bine, scăpăm ușor. Că e o echipă care te poate bate încă din prima. Asta cu Dinio și Mbappé. Oh, dar Ronaldinho trece prin noi. Și ăsta e kick-off glitch-ul, oameni buni. Sprintezi și te rogi că va merge. Cam așa funcționează. E gol minutul 3. Butra și Foden a plecat, scapă Foden de fundași și adverși, Foden pe dreptul, apără la fund. Trebuia să dea mai bine cu dreptul Phil Foden decât a făcut-o acolo. Balonul pentru Abedi, care ratează complet cadrul părții.
Aici o șansă mare pe care o ratăm. Oh, dar ce pasă Petru Foden! Și e bară, nu pot să cred. Superbă pasa. Butra rămâne la minge acolo, Butra, și este o pasă fabuloasă și Rabona este dată de Phil Foden într-un mod extrem de spectaculos. Asta este 2-1. Rodrigo, excelent aici, Foden rămâne acolo cum trebuie pentru a primi și este 3-1. Super plasament, a știut exact Foden ce trebuia să facă. Dă o dublă în 5 minute. Butra, Rodrigo, gata, ăla e 4-1. Avantaj serios în aceste momente din 39, 3 goluri diferență. Urcat Kanté, primește în gol Kanté, pune portarul jos și marchează team of the year Kanté, golul de 5-1 și îl trimite la culcare pe adversar. Hai că ne-am mișcat bine. Este o victorie cu 5-1, iese oponentul, mergem mai departe. Al doilea meci, 89 rating, 85 cam, îl are pe Messi, Ioan Stoace, Marquinhos, team of the year cu Donnarumma, UCL. N-are full cam, deși a avut link-ul verde acolo. Sunt câțiva jucători interesanți în acest 4-3-3. Riz se luptă bine. Foden, Butra și intervenția senzațională lui Marquinhos. Foarte greu cu el. A, trecut Messi. Trebuia să-l tâmpin mai serios pe Messi. Până la urmă, Marquinhos îl prinde din urmă. Extraordinar, fără să aibă full cam. Nefiind varianta aia team of the year pe care o are adversarul meu, domină și cardul lui UCL. Nu e un fundaș rău deloc. Butra pentru Rodrigo. Stopul lui Rodrigo nu e rău. Trebuie să găsim un om care să tragă bine la poartă. Aproape că ajungea balonul la Phil Foden. Cancelo, cât de bine interceptează Cancelo pasa. Rodrigo, Butra, mai departe, Foden, nu! Ratează complet șutul Foden. Ce șansă am avut aici. Na, îi dau lui Zaha. Am stat bine pe apărare după aceea. La fel s-ar fi putut marca de acolo. Și e contra-atacul. Foden către brazilianul Rodrigo. Butra e în care, Butra nu ratează! Din astfel de situații, 1-0 cu ajutorul iconului pe care l-a prins în atac. Ce mare plus poate să ofere un jucător de genul ăsta. Abedi pentru Foden, nu a fost offside la Foden. Phil Foden cu pasa, Butra trimite în poartă, 2-0. Ce bine s-a demarcat Foden, excelent golul. Oh, preluarea, dribbling-ul. Greu de oprit Phil Foden. Foden trage gol! Ce gol de Foden! Parcă a fost Messi în vremurile lui bune. Incredibil. Controlul ăla acolo și șutul de la distanță. Colosal Phil Foden la această fază. 3-0. Kanté. Hai în golo. În golo șutează și marchează cu o dată golo Kanté team of the year. Nu i-am dat stay back. Tocmai pentru care și acest shooting foarte bun, cardul team of the year. Poate mai dă niște goluri în golo. E team of the year-ul nostru de astăzi. Până acum 2 goluri marcate. Și în meciul ăsta chiar pe plan defensiv am fost complet genial. N-ai ce să mai zici. Mingele la Bedi către Foden, care o întoarce aici, extraordinar, în gol, Kanté, ce șuturi are, mai bine l-aș pune vârf, dacă nu era Butra, juca vârf Kanté, zău de nu, 5-0. Messi, extraordinar, poate fi 6-0 aici și este, șut pe verde cu Butra de neoprit spaniolul. Scor așa de Rafael Nadal, în momentele de mare glorie. 6-0, minutul 70. Continuă să joace, mai vedem goluri probabil. Iată-l pe Kanté recuperând, poate chiar își completează hat-trick-ul în golul Kanté. Ăsta ar fi momentul lui, dar n-am dat drumul la minge la timp cu Messi. A ieșit până la urmă la 6-0. Mergem către al treilea meci.
Mare, o echipă bombă aici. Da, iată, Di Maria, Mbappé, headliner, Ginola, Patrick Vieira, Ruben Dias, Team of the Year în apărare. 4-3-2-1, sistemul probabil cel mai bun în acest moment să realizezi astfel de echipe. Și uite, încă un Mbappé headliner. Măcar nu e varianta Team of the Year, pe aia am văzut-o, cred că o singură dată într-un draft al unui adversar. În rest, nu-l vezi deloc, e foarte ciudat că nu apar jucătorii ăștia. Oh, bine Kane, Phil Foden, pasa la Butra, mamă, Butra este o mașinărie totală, gol după gol, trebuie doar să-l servește acolo careu și completează el atacul cu un gol frumos. 1-0, minutul 5, foarte bun startul, balon la Foden și urcă Kanté în gol, trage blocaj, se luptă pentru balon, nu-l mai primește înapoi. Oh, l-am scăpat pe Ginola și îl țineam foarte bine. Ratează însă cadrul părții Ginola. Aveam omul după el. A fost prea rapid, aparent. Mai mult m-am apărat în ultimele minute. Pierd mingea destul de ușor. Și încearcă el să treacă, dar am stat liniștiți acolo în apărare, așteptând greșeala. Ia acum Rodrigo, vine centrarea, Foden! Este 2-0. Foden plasat bine, data asta cu un șut bun din prima. Rhys James... Se luptă bine Riz, este o minge de urmărire pentru Butragueño, care prea bine se aruncă și Michael exact cum trebuie și reușește să-i închidă complet unghiul lui Butra. O, bine, rău de tot, este însă un șut pe lângă. Nu știu cum am ratat, am dat la colțul scurt, s-a dus complet în altă parte. Gino a găsit un culoar, până la urmă lovește bara. N-are nici șansă oponentul meu. Aici ar cam fi avut nevoie de gol. Oh, l-am scăpat de Di Maria. Foarte prost plasamentul lui Delen. Și am luat gol până la urmă. Delen îl scoate în offside pe Di Maria. A fost un culoar clar care s-a creat acolo pentru argentinian. No, Ginola, 2-2, mai egalat. Din păcate a reușit până la urmă. O repriză bună pe care o faci și n-am mai avut niciun atac dus la capăt. Asta e o problemă, n-am fost periculos. Mergem în prelungiri, 2-2 după 90 de minute. Hai că l-avem pe Messi fresh pentru ultimele 30. No, pur și simplu uneori n-am avut ce să fac. Cu pasul ăsta în forță pe vârf, care merge de multă vreme, mergea și la FIFA-ul precedent, reușesc să destabilizez de acolo. Dacă schimb direcția și ai atacant bun, cam scapi. Iar cu asta a reușit el să mă facă de data asta. 3-2. Trebuie să egaleze acum și să luăm de la capăt. Messi, Butra, nu! Nu pot să cred că a scos Schmeichel. Era momentul pentru 3-3. Incredibil ce s-a întâmplat. N-a mai fost timp. Iert cu 3-2. Păcat că l-am egalat acolo cu Butr. Două victorii. Mergem la pachete. Jumă primim gold pack și primim gold pack. Poate îmi dă și mie în sfârșit la draft, după zeci de drafturi, un Mbappé sau Cristian. E primul an, primul FIFA în care chiar am tras tare să prind un jucător din ăsta, un atacant din Team of the Year, ca lumea. Și încă nu mi-a dat. Măcar mi-a dat acel draft cu Messi. A fost Messi de două ori la draft. Însă cam puțin. Cam puțin. Și am încercat de multe ori să fac echipe din astea de top. Poate data viitoare. Oricum am jucat cu Kanté, a fost tare. Phil Foden de asemenea s-a mișcat super bine. Per total, dacă nu dădeam de acest adversar care a rupt tot, poate ajungeam și în final. Am avut și un Shadow de aici care se va vinde bine. Dar normal ies pe minus de data aceasta. Dacă v-a plăcut draftul, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!